Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Pentru rugăciunile și unilor părinților noștri, Doamne, Înainte de a începe predica, cei care s-au pregătit pentru a primi Sfânta Împărtășanie și copiii pot merge la altarul de vară, pentru că acolo unul dintre părinți va împărtăși. Preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, în vocația sau în chemarea de lider politic pe care Sfântul Împărat Constantin a avut-o, istoricii consemnează ca fiind patru mari fapte. El, în anul 313, oferă peștinismului edictul din Milano, prin care credința creștină devine o credință acceptată, o credință legală în Imperiul Roman. Până atunci, creștinismul era văzut ca o superstiție, ca o religie ilegală. Creștinismul era văzut ca un dușman al Imperiului Roman. O altă faptă a Sfântului Împărat Constantin pe care istoria o consemnează este desemnarea Duminicii ca zi oficială de odihnă în Imperiul Roman. Până atunci, creștinii aveau conștiința, ideea că Duminica este ziua în care a înviat Hristos. Dacă pentru evrei ziua de sâmbătă era o zi sfântă, pentru creștini duminica era considerată ziua sfântă din săptămână. Iar Sfântul Împărat Constantin îi oferă acestei sfinte zile o însemnătate mare în Imperiu. Acesta începe să bată monede cu monograma lui Hristos. Pe monedele sau pe banii care în acea vreme circulau în Bizanț, în Imperiul Roman, acesta decide să pună semnul lui Iisus Hristos. Acesta mută capitala de la Roma la Constantinopol. În acea vreme, Roma încă avea o influență foarte puternică din partea păgânismului. El consideră că pentru binele Imperiului, atât pe plan religios, cât și pe plan politic, să mute capitala de la Roma la Constantinopol. Aceasta era noua capitală sau o nouă Romă pentru Imperiul Roman. Tot pe plan administrativ, dar și pe plan, putem spune, spiritual, duhovnicesc sau pentru o consolidare a credinței din sufletele oamenilor, Sfântul Împărat Constantin convoacă în anul 325 primul sinod ecumenic care s-a ținut la Nicea. În acea vreme exista un anume preot arie care învăța că Mântuitorul Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este doar o creatură prin care Dumnezeu a creat lumea. Acest lucru, într-un fel sau altul, ar fi afectat sufletul omului, deoarece mulți dintre adepții acestui eretic au ajuns să creadă că, de fapt, Fiul lui Dumnezeu nu este cu adevărat Fiul al Tatălui, ci este doar o făptură creată. Astfel, acești oameni nu i-au mai acordat Fiului cinstea cuvenită. Acest lucru aducea și o dezbinare în Imperiu.
iar pentru consolidarea politică, dar și sufletească a oamenilor, împăratul Constantin decide să convoace părinții bisericii, preoții și ierarhii bisericii în cadrul unui sinod pentru a oferi creștinătății adevărata învățătură despre Fiul lui Dumnezeu, despre Mântuitorul Iisus Hristos. Observăm că Sfântul Împărat nu se face doar apărător pe plan politic al creștinismului, ci într-o oarecare măsură el se face apărător și pe plan doctrinar al lui Dumnezeu. Împăratul Constantin și mama lui Elena sunt primii care deschid ușa lui Hristos pentru a intra în instituția monarhiei. Până la aceștia doi, instituțiile politice sau instituția monarhiei, instituția imperială, era ostilă creștinismului. Împărații și regii persecutau creștinismul, iar odată cu împăratul Constantin, creștinismul pătrunde și prin ușile instituțiilor imperiale, instituții monarhiei. Spre deosebire de alți sfinți, sfinți împărați și de asemenea și alți regi sau conducători din istoria bisericii, nu au fost neapărat sfinți prin suferințele la care ar fi fost supuși, pentru că aceștia nu au fost supuși la cazne, la chinuri sau la prigoane. Ei au fost declarați sfinți sau au fost încoronați de Dumnezeu cu această cunună a sfințeniei prin hotărârile, prin deciziile, prin dispozițiile pe care aceștia le-au dat în favoarea răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Sfinții din Biserica lui Hristos au primit această cunună în diferite feluri. Monahii, preoții, ierarhii, spre exemplu, prin prigoanele, prin suferințele la care au fost supuși sau prin modul în care au propovăduit de la amboni adevărata învățătură. În schimb, liderii politici care au fost încununați de Dumnezeu în lume cu demnitatea de împărat, de rege, iar în cer cu demnitatea de sfânt, s-au remarcat, după cum am spus, prin hotărârile pe care ei le-au oferit în favoarea propovăduirii Evangheliei lui Hristos. Dacă predecesorii împăratului Constantin au ridicat steagul de luptă și armele împotriva lui Dumnezeu, declarându-i acestuia război, Sfântul Împărat Constantin ridică steagul păcii și pleacă armele în fața lui Dumnezeu, cerându-i iertare, milă și pace. De multe ori, în viața noastră, prin diferitele, poate, păcate pe care le facem, cu știință sau cu neștiință, cu voie sau fără de voie, poate ridicăm și noi arme împotriva lui Dumnezeu. Ne aflăm, poate, într-un război nevăzut cu Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni. Însă, cerând ajutor din cer, vom putea în sufletul și în inima noastră să
ridicăm la un moment dat steagul cocii, cerând iertare lui Dumnezeu și ajutorul drumul nostru spre viața veșnică. Într-o parolă pe care l-am auzit la slujba vecernii și autrenii, ni se spune despre Sfântul Împărat Constantin că el, precum Sfântul Apostol Pavel, nu a primit chemarea la Dumnezeu de la oameni, ci din cer. După cum știm, și Sfântul Apostol Pavel a fost prigonitor al creștinismului, însă, la un moment dat, pe drumul Damascului, el primește mesajul de la Dumnezeu în mod direct, prin care îi se spune că Dumnezeu, cel pe care el până atunci, Sfântul Apostol Pavel, credea că îi slujește, de fapt îl prigonează. Poate și Sfântul Împărat Constantin, până să vină la credința creștină, socotea că aduce un bine, face un bine, un favor divinităților care în acea vreme se aflau în templele păgâne. Însă Dumnezeu, în mod minunat, îi arată că, de fapt, adevăratul Dumnezeu, adevăratul stăpân acestei lumi, este cel pe care până atunci Imperiul Roman îl prigonea. Legată de mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena, aceasta, istoria consemnează că într-un pelerinaj pe care ea l-a săvârșit în Țara Sfântă, la locurile sfinte, ea găsește lemnul Sfintei Cruci, pe care îl înalță, îl pune la loc de cinste în fața creștinătății. Prin păcatele noastre, de multe ori îngropăm harul divin, biruința pe care Hristos a adus-o prin cruce. O îngropăm poate în sufletul și în inima noastră. Însă putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca asemenea Sfintei Împărătese Elena și noi să readucem din nou în faptele, în vorbele și în gândurile noastre lumina învierii, lumina biruinței pe care Hristos a adus-o în lume. Sfinții Împărați Constantin și Elena redau prin lucrarea lor, prin faptele și prin deciziile lor, redau creștinismului strălucirea care îi se cuvenea de la început, dar care până atunci, care timp de 300 de ani, a fost acoperită de lucrarea vrăjmașului. Diavolul a amăgit omul prin diferitele religii, prin diferitele mistere care în acea vreme stăpâneau Imperiul Roman. Creștinismul până atunci era prigonit. Mari intelectuali a acelor vremi bagiocoreau creștinismul, îl prigoneau, iar pe cei care erau supuși și fii a Evangheliei lui Hristos, acești oameni intelectuali sau acești filozofi păgâni îi criticau și puneau într-o lumină inferioară. Însă Dumnezeu, prin lucrarea Lui cea sfântă, prin intermediul Sfinților Împărați Constantin și Elena, oferă bisericii luptătoare, bisericii de pe pământ, strălucirea care îi se cuvine. De atunci și până astăzi,
Biserica lui Hristos strălucește. Biserica lui Hristos strălucește prin Sfinții ei, dar și prin noi toți care suntem mădulare vii, mădulare lucrătoare al trupului tainic al lui Hristos. Fiecare dintre noi, prin faptele noastre, prin vorbele și prin gândurile noastre pe care le închinăm lui Dumnezeu zi de zi sau clipă de clipă, nu facem altceva decât să contribuim la strălucirea și la biruința pe care și Biserica Luptătoare o are în fața vrășmașului. Să rugăm pe Sfinții Împărați Constantin și Elena și pe toți Sfinții Bisericii Biruitoare să ne ajute ca în această viață să nu încetăm să oferim Bisericii Luptătoare strălucirea care îi se cuvine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.